uniformizăm naveta. Uitați, cu asta uniformizăm noi pulpa, în general. Folosiți întotdeauna? Uneori da și uneori nu, uneori nu. Nu mă așteptam. E o emoție foarte mare, puternică, cu care nu m-am întâlnit vreodată. Nu o realizez, nu-mi vine să cred. Am văzut foarte multe lucruri bune, dar am văzut și lucruri neplăcute. Care fi lucruri neplăcute, de exemplu? Ești superficială. Într-adevăr, așa este. Aveți dreptate. Atunci când foloseam aplatizorul pentru ladă, câteodată îl foloseai, câteodată nu îl foloseai și mă întrebam de ce nu respectă instrucțiunea de lucru. În schimb, mi-a plăcut ceva foarte tare. Spuneți! Am descoperit un om muncitor, da, voios, plină de energie. Doamne, ajută în continuare! Rapidă. Așa este. Mi-ai povestit la pauza de masă despre copii și asta îmi place la tine, că vrei ca acești copii să aibă educație bună. Așa este. Cum e cu școala online? În momentul ăsta folosim doar telefonul, folosim tabletă și e destul de dificil. Noi avem ceva pregătit pentru tine. Tablet. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Îmi va fi de ajutor. Ne pasă foarte mult de educația copiilor. Și de asta ne-am gândit că acest laptop o să te ajute. Sigur, mulțumesc mult. Wow! Cea mai frumoasă zi din viața mea. Mulțumesc mult! Nu am vrut să facem o nedreptate în familie și să dăm un cadou doar celui mare. Mulțumesc. Și am zis să îți dăm niște bani, cu siguranță tu știi. Eu va fi de folos, de ajutor în momentul unde ăsta. Unde să-i folosești pentru cel mic. Îmi prinde în momentul ăsta de sănfață, chiar îmi prinde bănuții ăștia, îi pot folosi cu mâne, trebuie și trebuie. Vai. Și din, tot din partea noastră o să ai și abonament de internet. Mulțumesc! Pentru toată durata cât ai să lucrezi la noi. Mulțumesc mult, mulțumesc! Că laptopul nu poate să funcționeze fără internet. Într-adevăr, așa este. Online. Exact, așa este, aveți dreptate aici. Mi-am dat seama că ești o femeie foarte muncitoare și foarte activă. Când ai timp de tine? Practic, timpul pentru mine nu prea mai există. Aș vrea cel puțin o săptămână să nu știu de griji, responsabilități, adică bani, facturi, rate și așa mai departe. Să le las acolo, să-mi pun niște hăinuțe într-un ghiozdan și gata. O săptămână de zile nu vreau să știu că de ce ăla nu e așa, că de aia nu e așa. Mai avem ceva pregătit pentru tine. Siguranță, cei 6.000 de lei o să acopere cheltuielile unui concediu timp de 7 zile. Mulțumesc mult, mulțumesc!
Și nouă ne place să urcăm cu copiii noștri și cu familia pe munte. Mă bucur. Așa că ne-am gândit că ți-ar... Mi-ar prinde bine și am nevoie și de odihne, cum am spus. Și cred că și copiilor o să le placă. Sigur că da. Abia aștept să văd reacția lor. O să fie pentru prima oară. Nu mă așteptam la momentul acesta. A fost unic, frumos, plăcut. Este o amintire vie care o voi păstra mereu în sufletul meu.